Doamnelor și domnilor, m-am folosit de toată experiența mea, de toate relațiile mele. Am dat mii de telefoane, am scris mii de mail-uri și v-am adus direct din Las Vegas pentru noastră în această seară un magician extraordinar cu un număr extraordinar, Robert Tudor! Bună seara! Mă bucur să fiu în această seară alături seara, de voi! Dragul meu! La mulți ani tuturor! Mulțumim. Domnilor și domnilor, vreau să precizez că am lucrat la acest număr un an de zile. Zi de zi, nu mi-a fost greu. Adică nu mi-a fost ușor, mi-a fost greu. Iată, un număr care să i-au spus toți prietenii care sunt eu prieten cu ei de afara țării, cu David Copperfield, cu... că de curând am fost la David Copperfield și vă spun, mi-a spus, numărul ăsta funcționează cel mai bine în România și de Revelion. Mi se pare de-a drept un număr imposibil, incredibil. Iată, vă rog frumos, stați, vă rog, toți aici în partea dreaptă. Repede! Hai! În partea, vă rog să nu mă trerupeți că sunt as la numărul ăsta. Faci urât. Iată, în partea dreaptă se află un pahar, în partea stângă se află o sticlă. O să fac acest pahar să dispară din partea dreaptă și să apară în locul sticlei în partea stângă. Asta se întâmplă cu puterea minții pe care o am eu. Spate sunt doi cilindri complet goi. Aduc cilindru deasupra paharului, cilindru deasupra sticlei și după care se teleportează. Prima dată se aduce cilindru deasupra paharului, a doua... se... Ai greșit, Firial, drag, mai eu de ce, mă, eu de ce. Mă scuzați! Este așa, uite, vedete, noaptea asta de Revelion în care... când ești magician, eu am vrut să vă zic de la început, mai trebuie să ai o sticlă de rezervă, că da, că se sparge, că da. Multă lume, aduc cilindru deasupra, spun formula magică, ia să mă uit, era paharul aici, era. Acum a apărut sticla, era sticla aici, era. Acum a apărut paharul, asta e partea simplă. Partea cea mai grea este să ne aducem înapoi cum eram ele înainte. Oh! Asta de aici. Așa au fost de te dracu. Asta, vă spun, asta este partea grea. Partea cea mai simplă era să le schimbăm, să aduc paharul în locul sticlei, sticla în locul paharului. Partea cea mai grea era să le aducem înapoi. Arăt cilindru pe o parte, pe cealaltă parte, complet gol, vi-l arăt și pe cealaltă. Băi, tu nu ești sănătos, mă, băiatule. Da, trebuia să mai avem una de rezervă. Nu ești sănătos. Aduc cilindru, spun formula magică, abracadabra și dispare. Arăt cilindru pe o parte, pe cealaltă parte. Vede? Complet gol, vi-l arăt și pe... Vă scuzați. Când ești magician, trebuie să mai ai o sticlă de rezervă în caz că se sparge vreo să pe cealaltă de rezervă. Aduc cilindru deasupra paharului, spun abracadabra și dispare. Câte arăt cilindru pe o parte, pe cealaltă parte, complet gol, vi-l arăt și pe... Wow! Câte sticle ai! Lăsăm deoparte, se întâmplă. Când ești magician, dacă intrați pe Facebook, magicianul Robert Tudor, zic așa. Și iată cum dispare. Arăt cilindru pe o parte, pe cealaltă parte, complet gol. Ăsta o să mă uit eu și o să vă... Nu e! Nu e, nu se vede. O să zicem că e ultima sticlă pe care o mai am. Aduc, spun abracadabra și dispare. De data aceasta o să fac un singur cilindru. Aduc cilindru deasupra paharul, dispare paharul, apare sticla în partea asta, dispare sticla, apare paharul. Poftim, ați toate mă sticle. Aduc cilindru deasupra paharul, dispare paharul, apare sticla în partea asta, dispare sticla, apare paharul. Poftim, ați toate mă sticle. Aduc cilindru deasupra paharul, dispare paharul, apare sticla în partea asta, dispare sticla, apare paharul. Poftim, ați toate mă sticle. Aduc cilindru deasupra paharul, dispare paharul, apare sticla în partea asta, dispare sticla, apare paharul. Poftim, ați toate mă sticle. Aduc cilindru deasupra paharul, dispare paharul, apare sticla în partea asta, dispare sticla, apare paharul. Ați toate mă sticle. Aduc cilindru deasupra paharul, dispare. Dai! Dai, Nea Marine! Spun abracadabra mai spus. Nea Marine, mergi rău la locul matale. Nea Marine! Nea Marine, dau de băut, crede-mă. Să aduc cilindru, pun abracadabra, lasă ăsta deoparte. Două sticle, doi cilindri. Spune inima, inima, apar două pahare, aduc paharele deasupra sticlelor. Cu puterea minții, iată, apar alte două sticle. Și pentru că e de anul nou, doamnelor și domnilor, de asta vă spuneam că e ca la români. Pentru fiecare să vedem să ne fie, să ne fie bine tot anul 2014. Hai să dăm că de asta e an de magie. Să ne fie bine. Vă salut. Domnișoarelor, vă rog să vă serviți. Super.